Salutare tuturor, sunt Vlad și bine v-am venit pe canal. Ați fost ca un nou joculeț care se numește Stray. Da, oameni, efectiv, cred că l-ați văzut la mai mulți youtuberi, la Rafael, la Max, vini și mulți alții oameni și m-am gândit că de ce să nu facă și Vlad așa ceva. Că de ce nu? What the fuck? Așa, bun. Jocul se numește Stray, care înseamnă pierdut, rătăcit. Nu, stai că lost înseamnă pierdut. Rătăcit, așa se traduce. Este vorba despre o pisicuță fără stăpân care efectiv nu știu cum să zic, a căzut undeva într-un oraș populat de zombi și mașini și virus și chestii. Așa am văzut, și are un prieten care este numit ceva cu B12. Așa, din ce am citit pe website acolo, am văzut că de-abia se lansase. Și am văzut ceva că apăruse la Rafael, dar nu știu ce, nu m-am uitat nici la Max Infinite. Și am zis, bă, hai să fie, cum să zic, prima reacție așa aici la noi. Sper să vă placă joculețul, oameni. E prima oară când joc, nu știu cum se joacă. Știu că are ceva story. Acum, na, e momentul să aflăm, să vedem ce și cum. Sper că rulează destul de bine. Îmi place că imediat jocul mi-a acceptat setările de la Nvidia. Foarte fain. Uite, pisu. Oh, nu, sunt mai multe pisu. Uite, sunt două. Ah, nu, trei. Mamă, cred că sunt mai multe. Sau nu, sunt decât trei. Ah, stai, mă. Mai bine, tac din gură și aștept până la final. Cred că noi suntem asta, nu? Asta suntem noi. Pisu. Pisu, salvatorul lumii. Ia. Nu te cred, ia. Apasă Q. What? Păi, ce drăguț e jocul, bă, nu te cred. Păi, nu te cred, mamă, ce drăguț e jocul. Ia-te, băieți, pisu. Și acum, ce facem? Dacă dăm Q așa... Bun, trebuie să merem aceea și ce face? Ne jucăm. Ce drăguț. Să ne jucăm cu fiecare în parte? Bă, mi-e dor să mă bată soarele. Efectiv, nu știu cum să vă zic, oameni, dar eu n-am mai avut o pisică de... un an și ceva, cred că mai mult. Mi-e dor să am și o pisică. Un pisu. Mai e vreunul care... Bun, ne-am jucat cu ei. Acum ne punem și ne culcăm aici cu ei, nu? Bănuiesc că da. Și acum continuă story-ul, să zic așa. Bun, oameni, e ok până acum, nu știu ce să zic. Sunt curios ce se întâmplă cu pisul nostru. Uite pe pisul, ce doarme. Ia, a venit fluturașul. Bă, nu știu ce să zic, arată foarte fain jocul. Acum depinde și de gameplay și de poveste. Am zis că povestea ce e foarte faină, din ce am citit pe acolo prin recenzii și alea. Ia, pisicile. Deci, dacă vreți să descărcați acest joculeț, îl găsiți pe Steam. Nu e disponibil momentan în limba română. E în jur de 30 de dolari, cam așa. Poate o să-l prindeți la un preț mai avantajos. Are și DLC-uri joculețul, adică are mai multe chestii, patch-uri și la povești și alea. Na, nu știu, oameni, efectiv, dacă vă place și vreți să-l jucați voi și să nu vedeți gameplay, na, nu știu, vă recomand să-l luați, dar dacă nu vreți să-l jucați și să-l luați așa ca să-l aveți, nu știu ce să zic. Așa, bun, hai pisu, să vedem unde merge. Hai, ne lași pe noi să te conducem. Ia, merge WSD. Stai puțin. Ok, merge. Mergem cu... Ia, left alt. Ok. Deci după...
Aha, după alt, merge. Bun. Așa ne semnalizăm cu frații noștri. Acum trebuie să ne învețe cum să ne sărim, nu? Space. Bun. Mă gândeam că eu că space. După shift dai... Bun. Ce aici? Q? A, ne ascuțim gheruțile, bă. Ia ambele clicuri. Și cu Q dai stop. Ok, trebuie să dai mai repede. Bun. Bănuiesc că-s de ajuns, da, ce să zic. Foarte fain. Uite-l pe pisu. Like pentru pisu, să fac cât mai multe aprecieri, oameni. Ia, hai să bem a pizza, nu? Aia zic. Oameni, eu sunt genul ăla de îmi plac pisicile. Câinii nu prea îmi plac, cine știe ce. Adică, de câini, în general, mi-e frică, așa, na. Am avut prea multe chestii legate de câini. Pisicile sunt așa adorabile și drăguțe. Adică, ca animal de companie, sincer, aș vrea să am o buvniță, un papagal, un porumbel, un pinguin, dacă se poate. Păsările îmi plac, în general. Sau o pisică. E ok și pisică. Dar îmi plac mai mult astea, păsările, că... Da. Ia, mergem după... Dar noi suntem frați sau e ceva? Asta e părinte de-al nostru? Sau suntem toți frați? Frații mei. Space? Bun. Stați, fraților, vin și eu, amul. Opa. Sper să n-aibă frame drop-uri. Mi se părea că avea puțin acolo. Asta mi se pare. Ia-te pe pisul. Oare jocul fiind... Așa putem să vedem mai bine. Oare jocul fiind early access? Adică... Mai fi trebuind lucrat la el? Sau... L-o fi terminat definitiv? Adică nu știu ce să zic. Ai grijă pisul să nu te lovești. Ok. Ia. Yeah. No, nu știu ce am impresia că o să... Fix noi o să picăm. No! No, te cred! Bă, nu! Familia noastră! Bă, plâng! What? Oameni, nu vă cred! Pisu! S-a dus! Bă, sad time! Nu vă cred, oameni. Uite-te, bă, la ea. Uai, s-a lovit sărăcuța la picior, bă. Și acum... No. Ah. Mamă, deci efectiv mi s-a făcut pielea așa de găină, că mi-e milă de ea. Mamă, suntem în ceva canal, cred, nu? Dacă nu... Bănuiesc că... Ceva canal e aici. Ok. Ceva... Ușă. Uite un sac de gunoi mișcându-se. Ce? What? Ce erau alea? Ciuperci zburătoare. Hai că ciuperci zburătoare, dacă e. Uite pisoa noastră. Ia. Yeah. Hai, mă, pis, mișcă. Aha. Hai că și-o cam revenit, e bine, pis.
N-am ce zice. Hai, du-te și tu puțin mai repede. Bănuiesc că trebuie să-l luăm. Opa! Bă, pe aici. Așa. O lume nouă. Dead City, orașul mort. De ce? Ce sunt ăștia? What? Uite o cameră. A luat aia după aia, what? Uite un roboțel. Atâția roboții, what? Stai că nu știu în ce parte să mă uit. Hai grijă, pis, că nu vreau să pici până asta. Oare ce e aici, oameni? Follow me! Urmează-mă! În ce parte? What? Ah, cred că te sări încolo pe geam. Gata, m-am prins. Aia zic. Cred că mi s-a salvat, nu? Stai, poți să... Stai, puțin înapoi. Înapoi, pis, așa. Poți să mănânc ceva de aici, nu? Cum da? Ia, mănâncă. Nu mă, nu mănâncă. What? Și ce facem cu asta? Oameni, ce facem cu găleata? Ok. Am luat o găletuță. Curge pe undeva apă? Uite, aici, băi, bă, aici, aici, aici. Pune aici, uite aici. Aici, aici. Bă, dar greu te controlezi, mă, ca pisică. Ești prea rapidă pentru mine. Cred că e bine aici, las-o așa. Nu. Ai de viața mea. Pis, ce ai făcut? Înapoi. Hai sus. Perfect. Aha, cred că m-am prins. Cred că trebuie să bag găleata pe aici. Nu? Oare? Să fie oare chestia asta? Oare trebuie să bag găleata pe acolo? Adică nu știu, zic ca să opresc aia. Băi, ești nebun! Mă crezi că nu m-am uitat la nimeni? Efectiv, m-am gândit în ce am văzut în jocuri și desene. Dar ce, dar ce te ajută astea? Bă, da, sare. Uai, 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 era de la de porumbei, nu? Stai că e cam mare sensibilitatea. Ah, cu jucăm așa? Ok. Nu știam ce se întâmplă. Mai mult. Aha, înapoi.
Opa! Pisu. Follow me! Te urmăm acum, stai așa. E ceva pe masă. Opa! Vă plac pisicile? Dau oameni în comentarii, vreau să-mi ziceți animalul vostru preferat de companie. Dacă ați avea un animal de companie, ce animal ar fi preferatul vostru? Opa, ho, 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 ho. Bine-s. Cred că-mi parte. What? Ce-s astea? În ce parte? Cred că pe aici, oameni. Trebuie să o iau. Bă, dar mi-e frică de gângănile astea, ce naiba? Oh! What? Cine e ăsta? Ăsta e B12. Bă, ce? Nu te cred că ăsta e B12. Așa ne-l întâlnim noi pe B12. Sau nu e el? A, nu cred că e el. Rip roboțel. Ne-am dus. Ori o iau bine? A, da, o iau bine, vă, că mi s-a salvat aici. Bun. Hai că am luat-o bine, oameni. Să mă bat soarele, că... Nu știu, știți? Asta e genul de joc care nu prea ai multe variante de să te duci. Wow! Wow! Mamă, cât îs! Bă, nu te cred. Deci... mâine cred că o să apară joculețul ăsta de dimineață ca și premieră, oameni. Bă, 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 vine ăștia după mine! Help! Oameni! Ce naiba! Ce? What? Ce trebuie să fac acolo? M-am dus. S-a dus pisul. De ce să... Ok, trebuie să țin și apăsați și... Lasă pisica în pace! Să țin apăsat și altul ăla. What? Dar de ce să suie ăștia pe mine? Care e rolul lor? Ceva căpuși de aia bionice? Ce naiba sunt astea? Bă, mă sug ăștia! M-au luat. Ok, chat. Asta chat, oameni, de ce m-am învățat cu live-ul? Să mă bat. Ce ține apăsat? Nu, nope, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Mamă, nu trebuie să-i lăsăm să se suie pe noi, că așa... Așa-s de aia prăduitor și ne suge de vii. Pe aici, pis! Nu, nu, lasă-i, lasă-i! Dă-te jos după mine! Vor să mă sugă să mai fiu pisică! What? Dați-vă după mine! După mine! Fugi, Vlad! Vlad, pisică, fugi! Fugi, mă! Nu, 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 nu! Uite, mă, după mine! Nu pot să țin oameni și shift-ul să și controlez, să apăs și alt! Sați-mă! Sați-mă! Fugi, bă! Lasă, tu nu mai fii prietenos cu ei! Dă-i alt! Alt! Oameni! Cum dau alt? Bă! Numai dacă... Mergi shift-ul celălalt! Doamne, zic că merge shift-ul celălalt! Să dau sprint, ca să nu mai al apăs. Efectiv, eram W. Nope. Sați-mă, mă! M-a luat din prima. Nu merge shift-ul celălalt. Numai ăla de lângă tastatură, de lângă W să de merge. Fuai, bă, dacă puteam să schimb pe la celălalt, era genial. Să joc cu două mâini pe tastatură. Thank you.
Ce aveți cu săraca pisică? Ce, cu ceva greșit? What? Creaturile vieții, lăsați-mă în pace! Davaj cu tigaia peste cap. Uite cum să sui astea pe mine. Puricii vieții sau căpuși sau ce naiba sunt. Dă-te, bă, la o parte! Ai pis! Fugi, bă! Dar ce faci, pisica mea? Că nu mai poate. Nu mai poate să mai plece. Eu apăs shift-ul ăla, dar cred că pisica mea are stamină. Haide, viața mea, oameni! M-au luat în prima, ești nebun. Mamă! Manevre evazive! What? What? Bă! What? Foarte frumos, n-am ce zice. Mi-a plăcut jocul. Nu mai știu că... Bă, dar n-ai cum! Help, oameni! Oare merge alt, celălalt? Mă, e foarte greu, mă! E foarte greu, lasă, mă! Hai, oameni, nu pot să controlez cu... Nu știu cum să mai țin mâna pe tastatură, să pot să fug. Că efectiv nu pot să controlez W, să duc să apăs și Shift, să apăs și Alt în același timp cu o singură mână. Că nu merge, iar nu știu dacă merge altul celălalt. Nu merge altul celălalt. Normal că nu merge. Asta e treabă de gamer. Wow, îți place, Vlad, să te joci, nu? Foarte frumos jocul pentru tine. Asta a fost conceput pentru oamenii care știu să pricep să joace cu o singură mână. Păcat că nu e cazul meu. Deci trebuie să ții față, stânga, dreapta. Că înapoi nu cred că avem nevoie să ne întoarcem. Hai, Vlad, ca și cu mașina! Lasă-mă, pisică! Mamă, numai pe acolo nu cred că e bine pe unde alerg. Bă, de ce trage stânga? What? Trage pisica stânga asta? What? Nu! Bă, nu-i bine! Pisică, fugi! Oameni! Bă, n-ai cum! Încerc cu dreapta atunci. W, A, S, D, Shift și Alt. Ok. Încercăm așa. Hai. Păsăm Shift-ul ăla. Cum poți tu, mai? Hai, Vlad. Hai, Vlad. Mamă, cred că e mai bine așa, oameni. Cred că am descoperit secretul. Mamă, am descoperit secretul. Nu vă cred. Nu te cred. Dă-te. Te sui pe maică, dar nu pe mine. Lasă-mă. Căpușele vieții. Jos. Jos. Dă-te, pisică, fugi. Bă, dar nu mai văd nimic. Nu. Cred că ăsta e ultimul. Ultima chestie, trebuie să trec de trepții ăștia. Bă, nu știu de ce, dar bă, efectiv, pisica mea zice că începe să o ia o raznă. Nu mai vrea să mai fugă. Și sunt ăștia prea mulți și nu pot să-i ocolesc. Bă, dar enervanții și sunt ăștia, bă! E urât că mereu uit să mai țin W-a apăsat. Dar trebuie să mai și dezapăs vreodată. Dați-vă, mă! Hai de viața mea, oameni! Bă! 2000 years later. Bă, știți cât am stat la nivelul ăsta, oameni? Deci, să mă bată toți sfinții. Deci efectiv, cum să vă zic, oameni, am stat cu 6 degete pe tastatură. Am ținut W, A, S, D, Space, Alt,
toate tastele le-am ținut numai să nu mai fugă pisica mea în stânga și în dreapta. What? E rănită? Nu cred. Folosim space, alt, shift. Ok, meu, 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 o luăm în parte asta. Deci are, îmi place care chestia, exact ca la GTA. Se sucește, ia, automat. Folosim space-ul. Oare mi-o dat și mie pe undeva salvare? Nu știu, zic și eu așa. A, aceea. Stai mă, what? Unde trebuie să merg oameni? Ah, pe asta, n-am văzut-o. Bine. Bun, oameni, mi s-a salvat și mie. Păi, cam aici cred că o să închei și eu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like. Eu v-am lăsat salut și dacă vreți să vedeți în continuare și episodul următor, îmi spuneți în comentarii. V-am lăsat salut.